ieri, stimați colegi, în urma apelului nominal făcut de în debutul ședinței, s-a constatat că din 31 de consilieri în funcție sunt prezenți 29, pentru că a mai venit și domnul, s-a logat și domnul Vasilache. Deci ședința are vorum necesar desfășurării, absenți sunt domnii consilieri Armencea Constantin și domnul consilier Oprișan Marian. Domnule și domnul consilier, vă rog să-mi permite să intrăm în procedurile legale de desfășurare a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 24 aprilie, ședință convocată prin dispoziția numărul 294 din 19 aprilie 2024 cu îndeplinirea procedurilor legale în materie. Pentru a se consemna în procesul verbal, precizez că desfășurăm ședința Consiliului Județean în sistem online, cu mențiunea că publicitatea este asigurată prin transmiterea dezbaterilor în timp real pe site-ul Consiliului Județean și prin publicarea minutei ședinței. În conformitate cu prevederile legale, dau cuvântul secretarului general al județului pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din 28 martie 2024. Doamna secretar general, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, domnilor consilieri, dacă sunt observații pe marginea celor consemnate în procesul verbal, înțeleg că nu, vă rog să supuneți la vot procesul. Mulțumesc. Mulțumesc. Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 28 martie 2024. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, procesul verbal al ședinței din 28 martie 2024 a fost aprobat. Doamnelor și domnilor consilieri, în data de 11 aprilie 2024, Parcul Industrial Vrancea a obținut calitatea de membru principal în cadrul Asociației Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România, iar în perspectiva lansării apelului de proiecte, sprijinirea companiilor prin intermediul infrastructurilor suport de afaceri parcuri industriale, este necesar obținerea avizului distribuției energie electrică România și avizului de eliberare amplasament. Domnule și domnilor consilieri, pe ordinea de zi a ședinței de astăzi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri. La numărul 1, proiectul numărul 1, aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiții construire Parc Industrial Vrancea. La numărul 2, constituirea dreptului de superficie, uz și servitute de trecere cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 582 metri pătrați în favoarea distribuției energie electrică România S.A., sucursala Focșani, aferent obiectivului de investiții, construire, parc industrial Vrancea. Dacă sunt observații la ordinea de zi, înțeleg că nu, supun la vot ordinea de zi, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Vă mulțumesc. Stimați colegi, menționez că au fost îndeplinite până la acest moment toate procedurile impuse de codul administrativ, proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, fiind însoțite de rapoartele compartimentului de specialitate și de avizele comisiilor de specialitate, care au fost transmise prin poștă electronică. Vă reamintesc că, în situația în care vă aflați în conflict de interese, aveți obligația să nu participați la adoptarea proiectului de ordine în cauză și să anunțați acest fapt încă de la începutul ședinței pentru a se consemna în procesul verbal al ședinței. Doamnelor și domnilor consilieri, la punctul 1 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiție construire Parc Industrial Vrancea. Dacă sunt ceva observații, vă rog.
Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă rog. Mulțumesc frumos. La punctul 2. Avem proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, uz și servitute de trecere cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 582 metri pătrați, în favoarea distribuției energiei electrică România ESA, sucursala Focșani, aferent obiectivului de investiții construire parc industrial. Dacă sunt observații? Înțeleg că nu. Supun la vot și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate a trecut și acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc frumos. Epuizându-se dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 24 aprilie 2024. Vă doresc o zi liniștită și numai bine!